Dașcă, rinocer. Hai să-i ducem lui Ion în pat să vedem ce face. Cornare! Bună dimineața și de aici începem un nou vlog de călătorie. Ce faci, tati? Cum ai dormit aseară? Ai dormit bine, da? Aici în pătuc a dormit Ion, Daniel cu Ilinca. Da? În pătucul ăsta a dormit mami cu tati, adică eu și Diana și Ingriduța și-a pus un cort afară. Haideți să vi-l arăt. Uitați unde și-a pus Ingriduța un cortuleț. Acolo sunt hamacele noastre. Am făcut micul dejun, aragazul din rulotă, că am spus că vă prezint rulota și începem vlogul de astăzi cu prezentarea rulotei, da? Avem aragazul, butelia este afară. Aici avem un mic frigider care funcționează pe curent sau pe gaz sau pe bateria de 12 volți. Aici avem dedesubt, avem un sertar cu multe lucruri, vase și bateria de jos. Aici este bateria de rulotei care ne dă curent la bec. Uite aici. Pac! Și se prinde becul și zici, sesam, fă lumină și se face lumină. Și cam asta este rulota. Bine, are dulăpioare, sertărașe, noi le-am cam umplut pe toate. Uite, dulap. Are radiator din ăsta de căldură, dar nouă nu ne folosește acum vara. Noi am folosit rulota doar vara de când am luat-o. Și bineînțeles, ieșim în partea de living a rulotei. Am montat ieri cortul ăsta. Nu mi-a luat foarte mult, să zic vreo 45 de minute singurel, care îți mai dă încă o extensie, încă o cameră unde să stai, să nu te plouă și să ai intimitate, să fie intimitatea ta, să nu te vezi cu vecinii chiar așa, dacă nu vrei. Bineînțeles că noi mai avem un extra frigider care este plin, da? Cu greu face față, avem berică, avem vin, avem niște conserve. Dacă n-ați văzut vlogul de ieri, de data trecută ne-au luat la vamă toată carnea și noroc că am rămas cu conservele să supraviețuim o zi, două, până ajungem la magazin. Și ce să spun, avem și bec, nu știu, dacă vă mai interesează ceva de rulotă, lăsați în comentarii, da? Noi plecăm la plajă acum și vă luăm și pe voi să vedeți unde este plaja, da? Și cum arată plaja de aici, o plajă relativ pustie, oricum nu este aglomerată, pentru că lumea din camping doar este cu acces limitat, doar lumea din camping. Campingul e îngrădit cu gard, dar o să vă arătăm și campingul un pic mai târziu, da? Cum arată, tot WC-uri, tot, și vă spunem și cât costă să stăm noi aici. Haideți la plajă! Foarte de fotbal, să jucăm fotbal. Am ajuns la plajă! Haideți să vedem, haideți să vedem cum e apa. Tan, 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 Ion a fugit de noi. Marea cea mare, cea neagră și albastră. Umbrelele care sunt gratis de la camping. Avem și un umbrar aici. Și eu. Nu știu ce caut eu în video, dar haideți să vă arătăm valurile. Unde l-ai trimis pe Ion? Să curețe găleata, nu? Da, să punem scoicile în urmă. Care scoici? A, ce ai cules tu. Hai, tati, cu găleata!
Gata cu plaja de dimineață, mergem să facem ceva de mâncărică. Facem o mămăliguță, voi ce ați mânca acum așa de prânz? Noi ne-am gândit la o mămăligă cu brânză, cu smântână. Avem brânză de la căprițele de la țară. Super! Sunt oameni care campează pe aici off-camping, care campează chiar pe malul mării. Și dacă plătesc, nu știu cât costă, dar pot plăti la recepție ca să folosească dușurile, dar nu e nimeni la poartă să verifice, deci cred că oricum poți veni să folosești dușurile și WC-urile din camping. Nu prea... este securitate, dar nu așa strictă. Pe lângă corturi și rulote, mai au și niște locuințe, așa, camere de închiriat. Sunt, cred că, vreo 20, dacă nu mă înșel. Acestea două sunt chiar la plajă făcute și mai sunt unele acolo în partea stângă, chiar la intrare, în depărtare, nu știu dacă le vedeți, dar o să mergem după ce mâncăm, vă luăm cu noi să vizităm campingul. Da? Da, tati? Mergem să le arătăm și lor cum este campingul, cum arată? Da? Trebuie să ne spălăm, fii atent, trebuie să ne spălăm pe picioare când ajungem în spate acolo la WC-uri. Uite, mergem acum și ne spălăm pe piciorușe ca să nu mergem cu tot nisipul la rulotă, da, tati? Yes. Uite că am ajuns aici în spate la toalete și la WC-uri. Sunt, dă-i cu apă, sunt așa, niște țâșnitori unde să ne spălăm pe picioare, să nu mergem cu tot nisipul, da? Înăuntru. N-are nimic, tati, e frică de viespi. Pus-o pe iubi la treabă să ne facă de mâncare, cârnați cu mămăligă. Cârnați cu mămăliguțe și copiii se relaxează. Țin cârnații, țin cârnații. Ai tigaia acolo, pitita. E wow. Gază din e tare. Omletă. Dă-i cu un șervețel de la... Păi mi-ai dat cârnații, dă-mi cârnații. Ia cârnații, dă cârnații. Ușor. Ia. Șervețelul. Asta am făcut ca un fel de tumberone aici, în viveta asta. Da? Păi, bine. Nu mai pun asta, ulei. Am fost la magazin, am luat niște smântânică, nu mai pune. Pune ulei un pic la cârnați. Un pic de ulei trebuie să pui, că altfel să ard. Am fost, da, am luat smântână, nu știu ce e smântână, iaurt, că scrie în bulgărește. Deci, Diana, să mă uit la câtă grăsime au. Păi ăsta are 2,2 grăsime și ăsta are 2... Păi doar de astea aveau, 2. Arată bine. Așa are, sau o fi... Eu știu ce... Nu știu, tati, că scrie în bulgară. Nu înțeleg bulgară. Ce crezi că e? Lapte. Sau iaurt de băut? Arată ca un iaurt de băut. Ioana a zis că nu e foame. Nu mai mănâncă nimeni. Bunătăți de la bunica. Da, și mie. Bunătăți de la bunica. Și ouăle sunt de la bunica. Și mălaiul e de la bunica. Și cașul e de la altă bunică. Singurii care nu sunt de la bunica sunt cârnații, care i-am cumpărat de la bulgari și au costat 3 leva. Cum e, fata? E bun? N-ați gustat? Ioane, avem cârnați, bă, ce-ți place ție. Vai, ce foame mi s-a făcut. Mâncarea a fost foarte gustoasă. Mulțumim, mami, de gustare și de mâncare. Dar salata, vă spune Ingrid cum gustă. Haideți să vă arătăm ce îi ducem lui Ion. Ia uite. Ce e asta? O rădașcă rinocer. Hai să-i o ducem lui Ion în pat să vedem ce face. Rădașca, vine rădașca la Ion. Ion? E rădașca rinocer. Stop! E rinocer. Uite, are corn. Uite ce corn are. Hai că eu dau lui Ilinca, că a zis Ilinca că doarme ea cu ea în pat, că e animăluțul lui Ilinca, uite.
It's fake, I know it. That's not. Poftim, Mirinca. Your mom found it in the sink. It's real. You can tell it's real. Ești curajos, Ion? Da, look at all that hair. Ești curajos? Get rid of it! Put it outside! Așa face rădaș care e nocer. Și te mănâncă de aici. Hai, dă-mi-o mie. Dă-mi-o mie să s-o scot afară. Rădaș care e nocer îl mănâncă pe Ion. Rhino beetles fight with other rhino beetles to fight for to mate with women, and because that one has like very small horns, it might have lost in a fight and died. Da? Yeah. Da, că a pierdut și a pierdut într-o bătălie și a murit. Mm-hmm. Auzi, mă, s-au bătut pe femele, așa zice Miruna, ne-a spus de ce. Can you feed the other bug with it? A început să miște. A început să miște la mine în mână. I feel your hand vibrating. Put it outside now to feed the other big bug. Da. I did. Ține mai mult. Look, and it have they have very hard shells to protect them against preys. Da. Ah, Ioane, te credeam mai curajos, Daniele, dar din păcate, ți-a fugit curajul. Keep it still. Ți-a fugit curajul, Ioane. I can bet if you keep it still. Hai, copiii, să mergem la bar. Diana și-a făcut singurii cu o cafea și eu scot copiii. Ce mergem să facem? Un nesfrape? Mm-hmm. Nu te juca cu apa ta din pahare, că apa e scumpă pe căldura asta. E neprețuită, nu prea se găsește. Deci eu iau bateria și mai trebuie să iau. Mergem până la bar, haide să bem un nescafe, să bem un nesfrape împreună. Copiii vor un suculeț și eu vreau niște rețea Wi-Fi ca să downloadez filmele, să downloadez ce am filmat cu GoPro-ul pe telefon, să pot edita și să vă arătăm cum a fost drumul, cum a fost tot. Lucruri care o să le vedeți înainte a episodului acesta. Dar trebuie să găsim Wi-Fi mai înainte și să bem un nesfrape. Dacă mut aici ești, a? Dacă mut aici ești, a? Dacă mut aici e. Iar m-a bătut. Ce faci, mă, tati? Și am reușit, am folosit Wi-Fi-ul de la recepție, de acolo. Am avut un... am jucat șah. M-a bătut Ion și la șah și la table. Acum are o... Ăsta e premiul lui. Ce mănânci acolo? O ciocolățică măgura cu lapte. Nu prea are voie să mănânce în pat, dar e patul lui până la urmă. Da? Sper că v-a plăcut și videoul de astăzi. La fel, v-am arătat un pic campingul, v-am arătat, deci avem în camping toaletele care sunt chiar în fața noastră. Acolo este una, băieți, acolo sunt fete. Ați văzut barul deja. Prețurile sunt ok. Noi am plătit în camping 230 de lire pentru 8 nopți, da? 8 nopți, am plătit 230 de lire. În total, caravana, mașina, 5 persoane, 2 adulți, 3 adulți, 2 copii, nu mai știm nici noi ce am plătit, dar e ok ca și preț.
Și ce spui, tati, tu acum? And I also, I didn't only beat you in 3 matches in chess, 3-1 in chess, I also beat you 2-0 in chess. Păi da, deci m-a bătut la șah, exact ce a spus. No, 2-0 in cards. Ah, la cărți, da, am jucat și nu știu ce cărți am jucat, cred că tabinet era. Da, tabinet. M-a învățat eu în tabinet. Tu m-ai învățat pe mine sau eu știam deja? I taught you, because you're like, how do you do that? Tu m-ai învățat deja. Și mâine sau în videoul următor o să vă arătăm și împrejurimile, o să vă arătăm și satul, o să mergem la cumpărături. Trebuie să mergem la cumpărături, că deja se termină stocul. Ce să mai? Abonați-vă, apăsați butonul de like neapărat, ne ajută foarte mult. Și clopoțelul ca să primiți notificare când postăm următorul video. Și Daniel vă spune... Bye! If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below if you enjoyed the video. Bye! Bye, Dad!